Ok, salutare tuturor și bine ați venit la partea a doua. Gen, final de World Cup. Aici avem Brazilia, bă, băieți. Brazilia, da. Stați puțin, că asta că am fost echipa, însă după la final, la când vom face SBC-ul, va fi alta, dar mă rog. Cam asta este echipa, cea mai bună echipă avută de mine la World Cup. Când am făcut live, cred că asta era cam pe la 3 jumate. Deci era cam înainte cu 6 ore jumate să se termine World Cup. Acum sunt, deci vedeți, mai e super puțin. Zicea, bă, că nu mai e timp, aveam 93 overall atunci. Vedeți, am reușit, am făcut și bani. O să-l vând și pe Neymar ăsta, pentru că l-am pălat de 92, da? Și aici să trecem la echipă, deci începem cu Ederson în poartă. Ederson Moraes, care are 91 basic cu 6 boost, are 97 și iarăși 104 la goalkeeper diving, 102 la positioning, 92 la handling, 100 reflexes, 61 la passing și 80 physical, bun. Și are 67 la sprint speed, 70 acceleration, 75 strength, 40 ball control, 23 dribbling, 24 heading, 104 goalkeeper diving, 102 goalkeeper positioning, ambele cu ajutorul boosturilor, 100 la reflexes, 92 handling cu ajutorul boosturilor, 25 tackling, 23 marking, 43 aggression, 79 la compers, 63 la awareness, 102 reaction, 37 free kick, 57 la short passing, 96 la long passing cu ajutorul boostului și 20 la crossing. El este Ederson Moraes, unul din portarii mei preferați ai acestui mod. Haideți să începem cu fundașii centrali. Avem pe acest Jeromel, bun, 86, cel mai mic din această echipă. Cu boosturile face 92, da, și are cam 63 la base, 36 shooting, 65 passing, 76 la agility, 91 la defending, 88 physical. Și are așa, 64 la sprint speed, 63 la acceleration cu ajutorul boostului, 85 la strength, 81 ball control, 67 dribbling, 92 heading cu ajutorul boostului, 29 finishing, 49 shoot power, 27 long shot, 48 positioning, 92 la tripling, 90 la marking, 92 la aggression cu ajutorul boostului, 77 la compers, 90 awareness, 85 reaction cu ajutorul boostului, 36 la free kick, 78 la short passing, 70 long passing și 53 la cererea la crossing, da. El este Jeromel, ba, destul de ok, fundașul. Trecem la Thiago Silva. Da, voi vedeți aici, l-avem pe Thiago Silva, care are 90 la 90 base cu 6 boost, 96 și are așa 77 base, 65 la shooting, 77 și la passing, 79 la agility, 97 la defending și 88 la psychical și are cam așa 82 la sprint cu ajutor boostului, 72 la accelerare și 92 la strength cu ajutor boostului, 79 ball control, 70 dribbling, 88 heading, 49 finishing, 76 la shoot power și long shot, așa, 93 la positioning, 99 tackling cu ajutorul boostului, 97 marking cu ajutorul boostului, 84 aggression, 123 compars cu ajutorul boostului, 86 awareness, 89 la reaction, 72 la free kick, 83 la short passing și la long passing și 64 la crossing. El este Thiago Silva. Iar acum îl avem pe ăsta, pe Marquinhos, care le-am luat pentru ultimele 3 meciuri, deci l-am găsit la 600.000. Mi se pare o afacere prea bună. Acest player de 93 base cu boost-ul face 99. Cel mai bun player al meu de la World Cup cu gen overall, așa.
Și era așa, 93 la pace, 53 la shooting, 84 la passing, 86 la agility, 108 la defending și 103 la physical. Ce să mai zici? Și are așa, 90 sprint speed, 96 la acceleration cu ajutorul boostului, 90 la strength și la ball control, 67 la dribbling, 105 la heading cu ajutorul boostului, 40 la finishing, 64 la shoot power, 40 la long shot, 84 la positioning, 110 tackling, 108 marking și 116 la aggression ambele cu ajutorul boostului, 128 la comparse, 101 awareness, 106 reaction cu ajutorul boostului, 36 free kick, 95 short passing, 87 long passing și 85 crossing. Da, el este Marquinhos, nu știu ce carte e asta, ea scrie aici. World Stage Quarter Finals, ok, am înțeles. O carte foarte tare a lui Marquinhos, deci e blană bombă, ca să zicem așa. Aici l-avem pe Douglas Costa de la Tier 4, 88 base cu boosturile 94 și avem așa, 101 base, 82 la shooting, 83 la passing, 89 la agility, 37 la defending și 62 la physical, da. 103 la sprint speed cu boost, 100 la acceleration, 67 strength, 87 ball control, 101 dribbling cu ajutorul boostului, 54 heading, 76 finishing, 88 shoot power, 93 long shot cu ajutorul boostului, 80 positioning, 36 tackling, 31 marking, 58 aggression, 82 compers, 72 awareness, 80 reaction, 83 free kick, 87 short passing cu ajutorul boostului, 78 long passing cu ajutorul boostului, 83 la crossing. El este Douglas Costa. Da, și trecem în stânga, unde l-avem pe Marcelo. Incredibil. Marcelo Lâmă, da, care l-am vândut cu 370k, deci, da. Și are așa, 89 la pace, 79 shooting, 87 passing, 96 la agility, 85 la defending, 84 la physical. Așa. 86, 87 la sprint speed, 92 acceleration cu ajutorul boostului, 81 la strength, 101 ball control, 97 la dribbling, 73 la heading, 77 finishing, 90 la shoot power cu ajutorul boostului, 72 la long shot, 82 la positioning. Da. 89 tackling, 87 cu ajutorul boostului la marking, 87 și la aggression, 103 la compers, 82 la awareness, 96 la reaction, 72 la free kick, 85 la short passing, 81 la long passing și 106 la crossing cu ajutorul boostului pentru jucătorul de la Real Madrid. Apoi îl avem pe acest jucător, Fred, de la World Stage 1, da, care e 88 base cu boost-ul 94 și are așa 90 pace, 81 shooting, 81 și la passing, 87 agility, 78 defending, 76 psychical. Și are așa, deci 95 la sprint speed cu ajutorul boostului, 86 la acceleration, 69 strength cu ajutorul boostului, 92 la ball control, 85 dribbling, 58 heading, 81 finishing și shot power, 87 long shot cu ajutorul boostului, 78 positioning, 86 tackling cu ajutorul boostului, 82 la marking, 83 aggression cu ajutorul boostului, 90 compărți, 85 awareness, 91 reaction, 72 free kick, 90 short passing, 81 long passing și 71 la crossing pentru Fred, jucătorul actual de la Man City. Iar aici avem pe Coutinho, nu știu ce e faza asta, man of the match, da? Man of the match, Philip Coutinho de la Barça. Incredibil playerul ăsta. Foarte, foarte bun.
Deci are așa 90 pace, 88 shooting, 94 la passing, 97 la agility, 38 la defending, 63 la psychical. Și așa 84 la sprint speed cu ajutorul boost-ului, 94 la acceleration, 69 la strength, 97 la ball control, 104 la dribbling, 48 la heading, 83 la finishing, 88 la shoot power, 98 la long shot cu ajutorul boost-ului, 89 la positioning, 46 la tackling, 26 la marking, 57 la aggression, 89 cu pulse, 85 awareness, 91 reaction, 87 la free kick, 104 short passing și 90 la long passing cu ajutorul boost-ului la ambele și 85 la crossing, da. El este Filip Coutinho. Bun, și începem de la dreapta cu mi se oprise și filmarea. Și am uitat să zic că el e base de 90 și cu boost-ul 96, da. Și era așa, 101 la sprint speed cu ajutorul boost-ului, 96 acceleration, 71 strength, 102 ball control, 100 dribbling, ambele cu ajutorul boost-ului, 53 heading, 91 finishing, 74 shoot power și long shot, 84 positioning, 47 la tackling, 32 la marking, 54 la aggression, 84 la aggression. Începe acum, o luăm la stânga cu Neymar, pe care surprinzător le-am luat cu, ziceți voi un preț acum în coment, ziceți un preț și după vă zic eu prețul, cu 650 de ca, frate. Da, ulanul meu nu l-a avut nimeni, 650 de ca pentru un player de 90. Da, și haideți să continuăm aici cu, să spunem despre Neymar, care are 95 la pace, 86 la shooting, 83 la passing, 98 la agility, 30 la defending și 54 la psihică. Iar așa 96 sprint speed cu ajutorul boost-ului, 95 acceleration, 53 strength, 103 ball control și dribbling, ambele cu ajutorul dribbling-ului, 62 la heading, 91 la finishing cu ajutorul boost-ului, 82 la shoot power, 79 long shot, 90 positioning, 24 tackling, 21 marking, 56 aggression, 94 compers, 77 awareness, 95 reaction cu ajutorul boost-ului, 85 free kick, 84 short passing, 82 long passing și 83 la crossing. El este Neymar Junior, da Silva Santos, da. Și ultimul, dar nu cel din urmă, Gabriel Jesus. Un jucător de la Worst Stage, runda a doua, care marca tot timpul la începutul meciului și când, după ce primea un gol de la jumătatea terenului, când începea el marca, strikerul perfect, pot spune, și are așa 98 la pace, 91 shooting, 76 passing, 97 la agility, 43 la defending, 7 pe psychical, și are așa 102 sprint speed, 95 acceleration, 76 la strength, 102 la sprint speed, am uitat să zic cu ajutorul boost-ului, 92 la ball control, 101 dribbling, ambele cu ajutorul boost-ului, 74 la heading, 99 finishing cu ajutorul boost-ului, 84 shoot power, 83 long shot, 93 positioning, 42 la tackling, 30 la marking, 65 la aggression, 87 la compers, 86 la awareness, 107 la reaction, 62 la free kick, 84 la short passing, 72 la long passing și 76 la crossing. El este Gabriel Jesus, 89 base. Bun, și stai, am greșit. Mergem pe Olanda să selectăm captivă. Iar apoi Papa Brazilia, cea mai bună echipă a mea din acest loc.
lasă Neymar, ăla nu se va duce, se va duce pe Mateu. Acolo vom pune pe Neymar pe 92. Ok, Ederson, Marcelo, Coutinho, Fred, Douglas Costa, Jesus. Da, voi vezi, deci m-a strigat mama mea, de asta am pus pe pauză. Bun, văd că latră și un câine, efectiv, fix când filmez eu, futu-ți morți, mătii de câine. Așa avem Marquinhos, bă, taci. Thiago Silva și Jeromel, care... O, perfect, bun. Futu-ți morți, mătii de câine, da. M-a făcut să închid geamul. Pentru că n-a... Bur. Oh my god, deci am terminat oficial cu World Cup. 100 de puncte. Haideți să vă explic cum a fost și campania. De fapt, stai că am trecut. Deci, am terminat și n-am mai am cum să vă explic cum a fost campania. Dar pot spune că campania Braziliei a fost cea mai ușoară campanie din toate timpurile. Băi, vezi, deci super easy. Iar acum îl vom lua pe Valencia. Chiar am spus că îl voiam pe Valencia și pe David Luiz de aici. Bun, Valencia, bitch! Și îl voi vinde pe Seamus Coleman. Acum mă bag vând repede toți jucătorii și da, cam ăsta a fost episodul. Mulțumesc pentru vizionare. Nu uitați să lăsați și voi acolo un like, subscribe, share, să vadă cât mai multă lume și dacă vreți review-ul lui Valencia să strângem peste 30 de like-uri sau 30 de like-uri. Da, eu am fost 007, eu mulțumesc pentru vizionare. Nu uitați de like, subscribe, share, să vadă cât mai multă lume. Like la pagina de Facebook, follow pe Instagram. Pa!